Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că în perioada 11 decembrie 2018-28 iunie 2019, deținătorii de teren agricol și neagricol pot accesa schema de ajutor de stat Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite. Alocarea financiară este de peste 100 de milioane de euro. Schema de ajutor de stat este implementată de APIA, iar informațiile detaliate pentru accesarea acesteia pot fi consultate la centrele județene, locale, ale APIA, respectiv în ghidul solicitantului și documentele de implementare publicate pe site-ul APIA. În sprijinul potențialilor beneficiari, APIA a dezvoltat aplicația electronică M8 pentru depunerea online a cererii de sprijin. Aceasta este accesată din pagina principală a site-ului APIA și este însoțită de instrucțiuni de utilizare. Sunt foarte multe informații despre această măsură, informații pe care le găsiți detaliate și pe site-ul televiziunii noastre agro-tv.ro.